Fac lucruri care se fac totuși în timp foarte scurt în țara lui, să se facă în timp foarte scurt. Renate Weber ar putea fi revocată din funcție. Comisiile juridice reunite au respins astăzi rapoartele de activitate ale avocatului poporului pentru anii 2019 și 2020. Mai sunt pași de bifat până la revocare. Ioana Răduca, editor corespondent al FNews, a explicat procedura. PAS se va petrece tot în Parlament, să vedem dacă va fi cu scandal ca astăzi. Astăzi PSD-ul și AUR-ul au ieșit din sală, au refuzat să voteze, spunând că practic este o mascaradă și deja se știe rezultatul votului. Mâine, deși aceleași rapoarte au fost votate astăzi în comisii, au fost respinse, vor fi duse în plen. Dacă va fi timp, spun asta pentru că pe plen oficial mâine va fi discutat PNRR-ul, dacă nu se va întâmpla undeva săptămâna viitoare, cum spuneam, aceleași rapoarte, o luăm de la capăt, vor fi discutate, vor fi votate, iar votul politic deja se cunoaște, coaliția de la guvernare vrea cu orice preț să scape de Renate Weber. Da, e o discuție veche, nu e prima oară când auzim de faptul că puterea vrea să o schimbe pe Renate Weber. Renate Weber a fost susținută de ALDE cu votul PSD. Ne amintim mai ales în perioada stării de urgență că au fost niște decizii ale guvernului contestate de avocatul poporului atunci când au fost în plină stare de urgență lăsați români cu COVID să iasă din spitale. Na, e o mișcare politică. E o mișcare politică, toată lumea își dorește să aibă pe cineva acolo, inclusiv PSD, chiar dacă ei spun, îi arată cu degetul pe ceilalți, PNL, USR Plus și UDMR, că vor să o înlăture din această funcție, însă întrebarea mea este de ce această funcție trebuie să fie politizată, pentru că discutăm de avocatul poporului. Pentru avocatul că toate care sunt ar trebui politizate, să... Irina, nu, e avocatul poporului, este cel care ar trebui să-mi deservească mie, cetățean, popor, cum vrei să-i spui, interesele. Nu mă interesează aceste jocuri politice, ce partid pune pe cine și așa, astfel încât să-i convină că e în funcția respectivă, astfel încât cei care sunt la guvernare să nu fie deranjați. Asta e o întrebare pe care ar trebui să ne punem cu toții și ar trebui să ne revoltăm că cei care ne sunt, avocatul, cei care ne reprezintă, da, nu sunt practic de partea noastră, ei fac niște jocuri politice. Nu e în regulă treaba asta.